Eliza și Cosmina Tanticu ne surprind cu fiecare apariție, iar de această dată au fost la deschiderea unui loc de joacă. Carismatici, ca de obicei, cei doi ne-au povestit mai multe despre relația lor și despre cum se pregătesc pentru rolul de părinți. Eliza și Cosmin Natanchicu pare că se pregătesc pentru un copil și au participat la deschiderea unui loc de joacă pe care prietenii lor l-au pregătit pentru micuți. Business-ul a plecat și are la bază numele finuței noastre Ava și iată ce loc minunat s-a creat plecând de la acest mic îngeraș. Chiar e super important să oamenii când vin aici să se simtă așa într-un mediu ca acasă, friendly, asta ne dorim, noi să fim aici tot timpul, este chiar un business de familie în care ne dorim să fim cât mai aproape de părinți și copiii să se simtă aici în largul lor, să exploreze, să te distreze. Și dacă tot au venit la un spațiu de joacă pentru copii, Eliza și Cosmin ne povestesc cum se relaxează în timpul liber. Sunt acasă și prind un pic de timp liber ca să-mi încarc bateriile. Ieșim cu căței în parc. În pădure. În pădure, pardon. Și e parcul Pădurea Neagră. Mă rog, e ca mine. Așa. Cu... Hai, și asta este, cred că, cel mai bun mod de a-ți reîncărca bateriile. Că ești în natură, ești cu... Eu merg desculță în pădure, da. Pentru că e cel mai bine să te conectezi. Da, mergând desculță, te conectezi cu energia pământului și ți se vindecă și ți se regenerează și toate celulele. Te încarci, da. Da. Deci și asta cred că e cel mai... Eu vreau să zic că ție cel mai mult îți place pauza, somnul și telefonul. Am restanțe la somn, recunosc. Dar... Weekendul în general, când nu filmez, practic asta facem. Ieșim, nu avem timp de prea multe, nu știu, să zic, să plecăm într-un city break sau așa, pentru că eu în weekend, seara am și spectacole, dar pe timpul zilei asta. Deci, practic, suntem aici țintuiți pe lângă București sau în București, dar încercăm să profităm de timpul nostru. Dacă Natanticu preferă plimbările în natură, Lizia alege de cele mai multe ori băile cu gheață. Am acasă un bazinel de la mic de o persoană, așa, și îl umplu cu apă, pun gheață în el. Am făcut metoda Wim Hof, chiar l-am băgat și pe Cosmin în gheață. A fost mișto. Doar pentru că erau camerele pe el. Dacă vreți, puteți să mai refacem asta o dată, dar doar cu cameră, pentru că fără cameră nu o să facă niciodată. Și îmi pun gheață, încep să fac respirația asta Wim Hof care pregătește corpul, fac baia și direct ai o stare extraordinară. M-am simțit, și nu i-a plăcut? Bine. Nu e adevărat, m-am simțit foarte bine, dar mi-e greu așa când vezi gheața și adică eu trebuie să lucrez foarte mult cu mine, cu mintea mea și să hai că poți, hai că-ți face bine și așa, dar de obicei, știi, ai așa, ai în curte, mă rog, cădița asta unde poți să faci și ai la 2 metri e canapeaua cu televizorul și așa mă uit, măi, eu mă bag în gheață sau mă duc acolo, uite, am prins și uite, a început meciul, ia uite-mă ce frumos și atunci, da.